Dar iată că am revenit în direct, stimați telespectatori. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre vacanță. Așa se cheamă titlul emisiunii, plecăm în vacanță, cu semn de întrebare și exclamare. Iar invitata emisiunii noastre de astăzi, vă reamintesc că este doamna dr. Felicia Bors. Doamna doctor, povesteam înainte de pauză despre periplul dumneavoastră prin diverse colțuri ale lumii. Pe unde n-ați fost, doamna doctor? Care este următorul proiect? Următorul proiect este foarte pe lângă casă. Foarte pe lângă casă. Foarte pe lângă casă. Pandemia asta nu știm exact ce ne va mai da și ce va urma și foarte pe lângă casă. Undeva la sfârșitul lui august, când se mai răcorește, mergem un pic în Turcia, dar pe lângă casă. Am avut foarte frumoase planuri pentru anul trecut, dar... Dar s-a dat peste cap cu pandemia. Da. Doamna doctor, în prima parte a emisiunii vorbim mai ales despre petrecerea vacanței sau, mă rog, a concediului în străinătate, dar nu avem așa o țară frumoasă. Da. Și eu sunt adeptul acestei țări. Adică vreau să văd cât mai multe lucruri, dacă se poate, cât mai multe locuri frumoase din țara mea și recunosc că n-am reușit să văd tot ce mi-aș fi dorit de-a lungul timpului și am și eu totuși o vârstă. Sper totuși să rezist, să mai văd cazanele încă o dată, că am văzut zona aia pe vremea când încă nu era barajul. Sper să mai merg măcar o dată în Delta sau la mănăstirile din Oldul Mordovei. Așadar, avem ce vedea în țara noastră. Da. Și haideți să discutăm un pic acum și despre vacanțele în țară și despre vacanțele în familie și despre vacanțele la țară. Și un pic haideți să discutăm și despre drumeții și despre mersul în vacanță cu rulota sau cu mașină. Pentru că sunt mulți oameni care nu așa, nu prea au așa mari posibilități sau pur și simplu se tem. Nu mai sunt așa mari diferențe de prețuri. Uneori chiar litoralul nostru este mai scump decât litoralul din Bulgaria sau din Grecia, dar pe unii înspăimântă mersul până acolo, faptul că nu cunosc limba, faptul că au auzit tot felul de povești și atunci doresc să-și facă vacanța în țară. Ce le-ați propune? Am văzut acum, în ultima vreme, că este o nouă modă cu vacanțele cu rulota prin România. Mi se pare interesant, nu pentru mine, dar mi se pare foarte interesant să mergi așa și dacă îți place locul să rămâi, să campezi și să stai o zi, două, trei. Am văzut și eu astfel de da? Am niște rulote. Prieteni tineri cu copii așa pe la 5-6 ani, își iau și bicicletele cu ei și merg. Păi ne pornim și unde ne place, eu mă gândesc așa, dar o să găsești parcare cu curent, o să fie, păi un cârcotaș. Doctor, suntem foarte pretențioși, dar să știți că și în străinătate am văzut foarte mulți cetățeni care merg în familie cu rulotă, atașată deci de mașină, sau autorulotă, deci un transport inclus, cum vine zis, și se stabilesc în diverse zone, în Italia sau în Spania sau în Franța sau în Germania, se duc și sunt astfel de campusuri sau campinguri, cum ar fi la noi, unde te poți parca sau pur și simplu, uneori te oprești pe marginea drumului și rămâi acolo noapte și continui ziua următoare în altă parte. Locurile amenajate în România nu sunt chiar așa de multe ca și în altă parte. Și atunci ne trebuie o sursă de curent ca să alimentăm, ne trebuie o sursă de apă pentru toaletă. Deci sigur că sunt și locuri amenajate. Am văzut doamna multe. Doctor, o groapă în pământ se poate face și folosi ca la țară pe vremuri, da? Apă se poate duce și în bidon. De la râu. Sau de la râu, așa. Apa plată, mă rog, se găsește la orice alimentară de la țară sau dintr-un colț de țară sau dintr-un orășel. Ne mai vorbim că sunt baterii de toate felurile și puterile pentru lanterne, sunt lumânări, lumânări parfumate, care noastră, doamnelor, vă plac foarte mult. Ce-ați zice de o seară? Ce-ați zice de o seară împreună cu soțul dumneavoastră undeva așa, într-o zonă de deal, cu lumânări parfumate, cu un grătărel făcut de domnul Ghiuri și cu o bere sau cu un pahar de vin? Nu cred. Bun. Prima parte a fost perfectă. Cineva la mărul mării cu un vinuz. Așa. Mai colea. Da, adevărul este că pe măsură ce înaintăm în vârstă vrem să avem mai multe facilități, vrem să ne fie mai comod.
Dar, totuși, trebuie să ne gândim și la acești oameni. Da, sigur, sigur. Deci chiar am văzut în revistele de Can-Can foarte multă lume care apelează la concediile cu rulote, da? Mm-hmm. Și, într-un fel, hai să zicem că e mai sigur, pentru că tu ți-o întreții, tu o dezinfectezi. Sigur, chiar și sunt acum niște amenajări foarte frumoase. Am văzut pe lângă toate marile obiective unde sunt deja campinguri de rulote, deci sigur se poate face un concediu. Iar dacă și ești foarte tânăr și mergi cu bicicleta și faci drumeții, poți pe, nu știu, un teritoriu de 10-15 km să vizitezi și alte locuri decât unde stai, chiar că este frumos, da. Și cu familia, cred că este frumos. Rude la țară mai aveți? Din păcate, nu. Prea. Din păcate, păi nu. Păi nimic. O să vă invit la mine la țară să stăm împreună într-o seară, așa, în fața unei cabane din astea rustice și să prăjim niște grătare cu mititei și niște beri, noi băieții, și lasă doamnele un par de vin din ăla, un roze dulce sau semidulce, în zgomotul păsărelelor sau, mă rog, în ciripitul păsărelelor și într-așa o liniște încât să zici, doamne, da, parcă mă doare, parcă simt, parcă e palpabilă liniștea asta. Da, cred și că de avem n-ai nevoie. Nici semnal la telefon. Cred că trebuie să avem nevoie toți de o vacanță din asta, pentru că statul ăsta prelungit la blog, cred că ne-a ucis. Mie recunosc, nu-mi place să stau la casă și totdeauna mi-a plăcut la blog. Dar în pandemia asta, când ai fost izolat acolo între patru pereți, invidiam pe prietenii mei care aveau curte și care puteau face doi pași pe iarba lor. Mai ales că ați avut parte, dacă bine mi-aduc aminte, de două izolări sau, mă rog, carantină. Cine-i cu minte, primește. Da, sigur. Da, primește. Da. Ați primit de toate. Pare mi se și carantină și inclusiv pozitivitatea. Da, da. Deci cine-i cu minte, primește. Haideți să discutăm un pic de un alt aspect al acestei perioade. Lucrurile s-au relaxat foarte, foarte mult. Da, vedeți că nu mai este nevoie de mască în afară, este nevoie de mască doar în interior, în magazine, mall-uri, instituții publice. Și asta duce pe undeva la neglijență. Ce ar trebui să-i sfătuim pe oameni? Pentru că te duci în concediu, bun, te duci în vacanță, că te duci în țară, că te duci în străinătate, dar vei intra în contact cu oameni pe care în marea majoritate a cazurilor nu-i cunoști. În primul rând, să se vaccineze. Bun. Ajungem la începutul discuției noastre, trebuie să ne vaccinăm, orice ar fi. Și dacă te vaccinezi, nu din alte considerențe, doar ca să poți pleca în concediu, da? Dar trebuie să te vaccinezi. Sigur, nu ăsta trebuie să fie primul țel ca a pleca în concediu. Trebuie să ai, mă rog, conștiința. Să te gândești, da? Că dacă nu te vaccinezi, ai două posibilități. O vreme să nu te întâlnești cu COVID-ul și să nu faci boala, sau cealaltă posibilitate, până la urmă să te întâlnești cu acest virus nenorocit și să faci o formă de boală. Dacă ai noroc, o formă mai ușoară, dar dacă ești la o anumită vârstă să ai niște boli cronice, cardiac, hipertensiv, diabetic, cu siguranță ai toate șansele să faci o formă mai gravă. Deocamdată este o pauză, deocamdată ne-a uitat un pic. Din păcate, cred că septembrie ne va duce iar o creștere a numărului de cazuri. O să vedem exact rolul. Ați văzut că Marea Britanie cu noua variantă, cu Delta, cu virusul SARS-CoV-2, dar varianta Delta, deja numărul de cazuri de îmbolnăvire a crescut foarte mult și cei din Marea Britanie până în România, dacă vorba aia, într-o lună sau două, a ajuns din China în Europa, nu? Da. Așa că riscul de a ne întâlni cu virusul este foarte mare. Și eu sunt de aceeași părere. Vaccinați-vă. Dacă vreți, vă puteți vaccina cu oricare dintre serurile existente pe piață, cu Pfizer, cu Moderna, cu Astra, cu Johnson & Johnson, mai ales că Johnson & Johnson, mai nou îl găsiți, inclusiv în cabinetul medicului de familie. Vaccinați-vă, scăpați de o grijă. Virusul ăsta e hotărât să reziste multă vreme și, din păcate, vedeți că apar tot felul de tulpini noi, exact ca la virusul gripal. Apare în fiecare an o altă tulpină sau două, trei, așa că este foarte probabil să trebuiască să ne vaccinăm și anul viitor și peste 2 ani și peste 3 ani să ne facem rapel, cum se zice. Iar Johnson & Johnson, care este vaccinul care se folosește în momentul de față în cabinetul medicului de familie, are măcar avantajul ăsta. O singură doză, ai hârtiuța și îți vezi de drum. Câți ați vaccinat până acum? Am 130. Felicitări!
Am început cu o sticluță, cu 5, 20, am zis să avem și noi totuși în cabinet, dacă ne întreabă cineva, și pe urmă... Încet, încet s-au mai adunat. Da, da. E bine. Din păcate, foarte puțin colegi de ai noștri, medici de familie, s-au înscris. Și atunci suntem asaltați de pacienții altor colegi. Dar este bine că se pot vaccina la oricare cabinet care vaccinează. Și ai noștri, marea majoritate, sunt vaccinați, pentru că am bătut din gură de la începutul anului vaccinați-vă, vaccinați-vă. Nici nu intru foarte tare în polemică cu cei care nu doresc să se vaccineze. Dar n-are niciun pentru sens. Că dânsii deja au o idee. Eu încerc să-mi spun în două, trei cuvinte părerea mea, încerc să le explic beneficiile, dar până la urmă fiecare este responsabil de starea lui de sănătate. Fiecare răspunde cu ceea ce face, da? Și ce își asumă. Da? Sunt foarte mulți care sunt reticenți din diferite motive. Asta e părerea dânșilor. Este mai trist că avem și medici, inclusiv medici de familie, care sunt împotriva vaccinării. Da. Eu le respect, e părerea dânșilor, dar fiecare răspunde pentru ceea ce face. Nu mi-ar place, recunosc, mai ales în ultima parte a pandemiei au fost foarte mulți tineri, așa, până în 30 de ani, care lucrau acasă și care își făceau testele singuri acasă, descoperau că e pozitiv și doar sunau să întrebe ce tratament să ia. Și la unul într-o seară am spus, nu mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu dumneata la non-stop, eu știind că dumneata ești pozitiv, da? Și a ieșit tocmai să-ți cumperi țigări. Dar asta este... Din păcate, aici a fost o greșeală, zic eu, foarte mare, a ministerului sau a oricui, vrei să spui, a guvernului, că s-au pus în vânzare astfel de teste la liber în farmacii. Pentru că, da, așa este, cum spuneți și dumneavoastră, sunt oameni care s-au testat, au fost pozitivi, nu s-au dus la serviciu, au luat câteva zile de concediu, s-au autoizolat, cu alte cuvinte, ceea ce este foarte bine pe undeva, dar, bineînțeles, că întotdeauna au mai ieșit la o cumpărătură la colțul blocului, au mai mers așa pe furiș până în parc să facă seara o plimbare sau au dat o fugă până la mol, că le trebuia ceva. Și în felul ăsta boala s-a răspândit. Din fericire, în momentul de față, stăm bine, dar să nu ne culcăm pe ureche și să nu ne gândim, gata, am scăpat. N-am scăpat. Cu siguranță încă n-am scăpat. Nu. Și e foarte important acele 10 zile după vaccinare în care se spune că încă poți fi infectat. Am acum un caz la cabinet, un domn s-a vaccinat în România, a plecat în concediu în Croația, nu l-au întrebat la vama croată când te-ai vaccinat, el doar arătând documentul, și când s-a întors după 7 zile din concediu, da, a dat de un vame mai riguros, care s-a uitat și pe data vaccinării și a zis, dumneata, nu ai 10 zile de când te-ai vaccinat. Deci n-ai încă anticorp suficient. N-ai încă anticorp suficient și l-au introdus în vama română când s-a întors din concediu în carantină pentru 2 zile. Da? Da. Dar din păcate nu numai 2 zile a trebuit să stea, că a trebuit să stea 14 zile. A fost foarte, foarte furios. Telefoane, pare telefoane și s-a instituit carantina pentru 14 zile. Deci, cum ai noroc? Da, e bine să ne luăm astfel de măsuri și să nu exagerăm. Noi vă dăm adeverința. V-ați vaccinat, aveți adeverința. În principiu, puteți pleca. Și foarte mulți au plecat. Cunosc cazuri de oameni care au venit la nuntă sau la un botez în România și au venit să au vaccinat și a doua zi s-au întors în Italia, în Spania, în Austria sau mai știu eu pe unde. Dar de-abia după cele 10, 12, chiar 14 zile ai suficient anticorp ca să te poți proteja, ceea ce înseamnă că trebuie să avem grijă. Doctor, plecăm în concedii și dacă suntem un picuț răciți? Asta cu răceala, asta ați văzut. În ultima vreme este o avalanșă de răceli. Exact, de asta mă întrebam. Pentru că au început să apară cazuri foarte multe de viroze, exact. Infecții de căi respiratorii, rinofaringite, amigdalite, laringite, traheobronșite. Ce facem? Ne consultăm cu medicul de familie. Asta e. Da. Asta e. Ne consultăm asta cu e răspunsul care îl așteptam. Da. Ne consultăm cu medicul de familie, facem chiar un test rapid, că nu este o problemă. Necesar, da? Dacă întrunești câteva criterii care te-ar putea duce la COVID, dacă nu tratăm, cum tratam și acum 2 ani și cu 20 de ani, o banală rinofaringită.
Da. Mai nou se complică în sinuzite, da, am văzut că așa merg, deci probabil că adenovirusul otite, care vine, cazuri, da. Da, și otite, da? Da. N-am văzut, spre norocul meu și a pacienților, n-am văzut nicio pneumonie. Încă. Am văzut câteva bronhopneumonii la pitici, da? Dar la adulți nu. Este o durere a frunții, a sinusurilor și o rinoree apoasă continuă, da? După care apare o tusă seacă, chinuitoare, cam așa merge tura asta. Știți că acum la nivelul cabinetului, din 2-3 zile, te cam reușești. Da, deci cam vezi care e sinteza zilei și vezi câți au fost și cam ce au fost, merge, da. Și cum merge, așa, da? Și trebuie să le spunem mămicilor din nou, febra nu este o boală, febra este un simptom, toată lumea trebuie să aibă acasă termometru. Nebunesc, îmi spune, am pus mâna și am simțit că este cald. Nu? Mai am apropo un copil... de termometru, haideți să facem o mică paranteză. La mă, doctor, ce fel de termometru? Pentru că au apărut pistoalele astea, termometru, de la ce vârstă le putem folosi la copilaș? De la orice vârstă. Sunt suficient de fidele și la un sugar? Da, dar la pitici se folosește în mod obișnuit acel vechi termometru care costă 9 lei și care este pe toate gardurile și care se introduce în anus. Asta e este cel mai sigur. Cel mai sigur. Cel mai eficace. Nu pot să iau una dintre explicații mămicilor, nu pot să iau temperatura la copilul meu. Nu este așa ceva. Bineînțeles. Deci astea sunt niște povești. Sau am un alt copil, mi-a spart termometru. Sau m-am mutat și nu găsesc termometru. Costă 9 lei. Nu pot să pretind nimănui să investească 200 de lei într-un termometru tip pistol sau unul de ureche sau unul de firmă. Nimeni nu e absurd. Dar 9 lei... Dar nici nu are sens. Poți să investești la cei 9 lei să folosești acel termometru mult și bine, uneori chiar la două generații de copii. Dezinfecta, dacă nu se termină bateria, bineînțeles. Dezinfecta, nu-i nicio problemă, absolut nicio problemă și este fidel. Știm că totdeauna trebuie scăzut 5 unități din temperatura care o arată termometru, nu este nicio problemă. Repet, temperatura nu este o boală, temperatura este un simptom care îți spune, mami, mi se întâmplă ceva, dânsa trebuie să aibă tot timpul în casă simptomatice, da? Fie că e supozitor, fie că e sirop, da? Și o zi, două, trei, da? Până la 48 de ore, trebuie să administreze dânsa situația. Nu este normal ca la prima febră, copil de 7-8 ani, să te prezinți cum a fost aseară în urgență, nu știu ce să fac, are febră. Cum nu știi ce să faci până la 7-8 ani cu copilul tău? Da? În atâția ani n-ai învățat ce să faci cu nu, copilul tău. Înțeleg, lumea este speriată, lumea este stresată. Haideți să ne facem la vacanță, că mai am un subiect foarte interesant legat de vacanță. Ana, doctor, știu că iubiți animalele de companie. Mai aveți pisic? Da. Da? Da. Cum îl cheamă? Sisi. Sisi. E o regină, o prințesă. Face ce vrea cu noi. Ce faceți cu animalul dumneavoastră de companie când trebuie să mergeți în concediu? În vacanță? Păi noi suntem norocoși. Avem o tanti care ne ajută la curățenie și tanti vine odată la două zile și îi schimbă apa și mâncărica. Nu... deci rămâne stăpânul casei. Da. Nu pot să spun cam ce ne așteaptă când ne întoarcem. Logic. Deci este o ceartă de 20 de minute și apoi este o mare dragoste, dar primele minute ne ceartă. Sau când ne facem bagajele, vede, e prima înjamanta. Da, știe e prima înjamanta. S-a plecat și ea. Știți, acum pisicile nu se duc de acasă, ea nu schimbă locul de obicei. Pentru câine am înțeles că este mai simplu și există tot felul de căsuțe hoteluri, și hotelașe. Hotel pentru animale, dar pisica nu, pisica trebuie lăsată în locul ei, unde să fie stăpână. Știți, vreau să fac o emisiune săptămânile următoare despre noi și animalele noastre de companie. Perfect. Spuneți-mi, având experiența animalului noastră de companie, ați avut momente mai grele, momente în care ați fost nevoită să-l duceți la veterinar, momente în care ați suferit? Da. Și trebuie nu să odată, ducem doctor. La vaccin? Da. Fai, mare problemă, deși avem gentuță, roz, cu Swarovski. Da. Dacă nu trebuie să ducem la tanti doctor, este tragedie. Vă întreb, sunteți medic, da? V-ați informat despre riscul de a vă acumula niște boli transmise de animal înainte de a vă lua un animal? Ți le asum.
Ți le asumi, da? Când îți asumi pisicul sau cățelul, îți asumi și bolile. Da, foarte minunată idee. Ați găsit și asta cu bolile asociate și animalelor și oamenilor. Și vai, dar să povestiți neapărat despre parazitoze și da, când, trebuie să ia, când trebuie să ia și adultul tratament cu pisicului. Sigur, perfect. Ce idei, alte idei de vacanță vă umblă așa prin minte? Unde v-ați dori? Undeva la apă caldă. Undeva la apă. Avem destule și aici mai aproape. Apă caldă. Satul Mare, Felix. Lâncenești. Sau o plajă să-ți iei cărticica și să mergi să auzi numai valurile și să mai citești două rânduri. Asta este idee grozavă. Da, da. Foarte multă lume merge în vacanță și se pomenește că ajunge într-o țară străină și am pățit și eu lucrul ăsta și la un moment dat te saturi și de muzee și de plaje și de băut și de mâncat și ai vrea să citești ceva. Știți că nu găsești nimic literatură în limba maternă? Nicăieri. Am încercat și în Franța, și în Spania, și în, la vecinii noștri maghiari. La noi, spre deosebire de ei, găsești într-o librărie serioasă, mă refer, da, inclusiv literatură în limba engleză, germană, franceză, chiar maghiară sau, nu știu ce, rusă chiar am văzut. Oare noi suntem chiar așa la periferia Europei și din cauza asta? Mergem rar în concedii și atunci nu citim. Dar n-ar fi bine să totuși... Eu deja mi-am pregătit cărticica. V-ați pregătit ceva de citit? Bun. Ce recomandați de citit într-o păi, vacanță? Păi ceva ușurel. Ușurel. Acum Ileana Vulpescu a avut în vedere că... Da, dânsa a decedat. Și are câteva cărți așa pe sufletul doamnelor. Deci sigur o să fie una dintre cărțile dânsei care o să o iau cu mine, clar. Și au apărut chiar foarte multe acum, chiar foarte multe. Dar se găsesc foarte multe. Mi-a plăcut Octavian Paler la nebunie, a fost partenerul meu de concedii câțiva ani la rând, da? Mi-au plăcut și acelea foarte tare. Dar, sigur, este și la literatură străină destulă în care acum chiar ai de unde alege, numai să vrei. Bun, iată că ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Înainte de a încheia, am să rog pe doamna doctor să vă transmit așa un scurt mesaj înainte de a merge în vacanță sau în concediu. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost o temă perfectă pentru mine. O să-mi faceți o după masă minunată când o să mă gândesc câte puncte mai sunt pe lumea asta care trebuie văzute. Da? Trebuie și muncit, sigur. Trebuie și muncit, că altfel nu se poate. Mergem amândoi la gardă după seara asta. Așa că nu e o problemă. Le doresc pacienților noștri o vacanță plăcută, indiferent că e la munte, la mare, indiferent că în țară sau în străinătate. Ne trebuie un pic de pauză, ne trebuie un pic de relaxare, suntem mult prea stresați. Se vede și la cabinet, toată lumea e nervoasă, toată lumea e agitată. Deja încă nu ne-am relaxat foarte bine după pandemia în care am trecut. N-am trăit niciodată astfel de vremuri, n-am știut cum să ne adaptăm, n-am știut cum să o luăm. Spuneați la început, au fost și tragedii în multe familii. Din păcate, da. Poate că aceia abia acum se deșteaptă sau își dau seama prin ce au trecut. Noi am fost bolnavi și mulțumim Domnului că am fost și am trecut și suntem astăzi aici în fața telespectatorilor, dar ne trebuie un pic de pauză, un pic de relaxare, să nu sune telefonul, da? Să stăm noi cu gândurile noastre, noi, și dacă numai picotim acolo, dar măcar să auzi așa... un cip-cirip. Una dintre destinațiile pe care vă recomand așa este partea de Italia în jurul Sienei, Toscana. Și sunt străduțe din alea mici, ca mașinile noastre, nu prea în cap, și pe o parte cri-cri-cri, pe o parte cip-cirip, este ceva așa de vis. Așa că le doresc ascultătorilor noștri sau telespectatorilor un concediu minunat, indiferent unde s-ar duce. Da, stimați telespectatori, asta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumim că ați fost încă o dată alături de noi. Vă doresc vacanță plăcută și dacă nu aveți unde merge, în țara asta, puteți ieși pur și simplu pe dealul Florilor sau puteți merge un pic la țară, că noi mai avem încă neamuri pe la țară. Putem petrece o săptămână, câteva zile, un weekend undeva în aer curat, în liniște, fără telefon, fără televizor. Vă dorim vacanță plăcută!
Până săptămâna viitoare, la revedere!